când mă apuc să desenez sau gravez, întotdeauna îmi fac cruce și spun Doamne ajută. Pentru mine e un exemplu de sinceritate și de consecvență. Un Don Quixote care a reușit să-și susțină demersul. Să lași în urma ta ceva pe măsura talentului dobândit, pe care să-l înapoiezi cu roadă bogată celui de la care l-ai primit. Aceasta ar putea fi calea cea strâmtă urmată de omul spiritual în general, de artistul creștin în special. Modernitatea și postmodernitatea au încălcit adesea potecile bătătorite de artiști. Dar, în egală măsură, timpurile de acum și emanciparea omului față de creatorul a toate reprezintă reale provocări. Cum să fii mereu cu gândul la Dumnezeu și să-i urmezi căile, rămânând ancorat în realitatea timpului tău? Cum să-ți fie lucrarea continuă rugăciune? Cum să rămâi smerit ca artist? Câte întrebări și frământări, tot atâtea posibile acțiuni și formule artistice pe care graficianul și pictorul Vasile Anghelache le-a experimentat de-a lungul timpului. A venit plin de speranță în capitală din Moldova în anii de tinerețe, dorindu-și să devină artist. Și a reușit, surmontând toate obstacolele, deloc puține. Astăzi e un plastician cunoscut, cu o activitate artistică bogată, unul dintre acei oameni a căror viață se identifică cu munca lor zilnică, reluată, repetată mereu, în căutarea desăvârșirii, asemenea unei rugăciuni. Inițial, eu am vrut să dau la aviație. Și deși am desenat de mic, fugeam în pădure, cam copilării, pe malul Siretului și mă duceam, desenam tot timpul, însă niciodată nu m-am gândit să fac arte. De-abia în ultimul an de liceu am zis că vreau să dau la pictură și a fost un mic conflict așa în familie, că toți ai mei au meserii practice, majoritatea sunt ingineri, și au fost discuții că cu arta se moare de foame, nu știu ce. Și am zis, am două drumuri, ori ajung moare, ori mor de foame. Și am plecat de acasă, asta am vrut să fac, însă norocul meu a fost că am citit destul de mult, de când eram mic, mi-a plăcut să citesc și că am avut o formație de autodidact. Am 36 de ani de când îl cunosc pe Vasile. L-am cunoscut întâmplător. Urmam în cursurile unei școli populare de artă și unde era și Vasile, pe care l-am asemănat întotdeauna ca un conquistador. Omul tânărul venit din Moldova și să se bată cu București. Era fascinant. Era plin de viață, energic și cu dorința de a lucra și de a arăta ce poate. Îl întâlneam pe Vasile iarna, în ianuarie, venind din Herăstrău, pictând doi copaci, cu pânza într-o mână și cu geaca pe umăr. Era un exemplu extraordinar. Toți eram înfofoliți, era o iarnă cumplită, cum erau iernile de atunci. Vasile era plin de viață, jovial, plin de vopsea pe pantaloni, după aia mergeam la muzeu, discutam, aveam discuții aprinse. Perioada aia a însemnat foarte mult pentru mine. Și de asta mi-a făcut mare plăcere să vorbesc de omul Vasile și de personalitatea lui. Când am venit prima dată în București și am luat contact cu lumea artei, eu în lumea aia mică de la Judul Vechi, de acolo mă gândeam, Doamne, câți talentați sunt în țara asta. Geniile nu se nasc așa.
Și mă gândeam că lumea o să mă primească aici, că vine Vasile de la Judul Vechi. Însă n-a fost așa. Pentru mine a fost un șoc când am descoperit expoziții, muzee și treptat am început să cunosc artiști, unii mult mai în vârstă decât mine și am fost onorat de prietenia lor. Și vă spun că intram în atelierul lor ca într-un sanctuar. Pentru mine era aproape un loc sacru. Și stăteam retras într-un colț, mi-era teamă să nu-i invadez intimitatea lui. La început l-am cunoscut pe Valentin Popa, a fost chiar după ce m-a exmatriculat. Eu am urmat niște cursuri de o școală post-liceală de arhitectură și a fost un conflict cu baze de partid, de OTC și m-au dat afară și am intrat în plar, un șantier. Și atunci l-am cunoscut pe Valentin Popa, care m-a primit în atelierul lui, însă cu care n-am stat decât vreo jumătate de an, pentru că a plecat la Paris. Și mi-a lăsat atelierul, ceea ce a fost ceva extraordinar pentru mine, pentru că acolo m-am format ca gravor. Eu am învățat gravură singur. Țin minte că mă duceam, a fost o expoziție mare, Chernoagă, la Ateneu, și stăteam ore întregi și mă uitam cum a realizat anumite efecte. De exemplu, să dau grenul pe placă, nu m-a învățat nimeni. Singur mi-am dat seama că trebuie să pisez colofoniu, să acâz și să-l presar pe placă. Am făcut experiențe, nu știam cum să-l fac să adere la placă. Am încercat cu alcool tehnic, cu diluant, cu asta. Zic, dacă aș încălzi placa. Și treptat am încălzit placa, am văzut că merge și asta, și a fost ca un creuzet pentru mine atelierul lui Valentin Popa, dar am rămas cam 3 ani. M-am împrietenit cu Ioana Tanasiu, asta era în tinerețea noastră, zbuciumată, rebelă și asta. El m-a dus la Nicolae Alexe, cu care am rămas prieten foarte bun de astăzi și pot să spun că e unul din mentorii mei. Pentru mine, ca să fii maestru, înseamnă că să fii un izvor care nu seacă niciodată. Dintre multele obstacole pe care a trebuit să le depășească Vasile Anghelache, rămânând integru și nedezicându-se de calea și menirea lui, a fost regimul politic. Dictatura comunistă impunea artiștilor obediență și dezicere de propria viziune. Ideologizarea forțată a tuturor artelor era îndreptată, în special în anii 80, spre cultul personalității dictatorilor. Vasile Anghelache nu doar că n-a subscris acestei direcții impuse. Și alți artiști, e drept, nu foarte mulți, s-au sustras într-un fel sau altul compromisului și au refuzat beneficiile consistente ale obedienței față de regimul politic. Vasile Anghelache a mers însă mai departe. A contestat cu mijloacele sale înregimentarea forțată și ideologia comunistă. A protestat deschis și a suportat consecințele. Confiscarea atelierului și a lucrărilor sale explicit anticomuniste, anchetele securității, chiar și detenția. Dumnezeu pe cei care iubește îi și încearcă. Și probabil că va trebui să trec prin experiența asta ca să mă clădesc ca om, ca bărbat și să-mi văd rostul adevărat în lume, în societate, și raportul meu, care este cel mai important, de fapt, este raportul cu Dumnezeu. A avut o perioadă mai puțin fastă în anii 77, când a avut probleme cu securitatea serioase, mai ales că lucra într-un atelier a unui artist plecat în Franța și se considera atunci, dacă ești gravor, poți să faci manifeste, că și-a venit securitatea și a avut tot felul de neplăcere. A fost închis, a fost chinuit și totuși s-a păstrat demnitatea, n-a făcut compromisuri și a reușit să supraviețuiască. A avut chiar niște perioade, pentru un om normal, cred că n-ar fi putut să reziste unor presiuni cum au fost asupra lui. Deci asta e mai mult, e pentru mine un exemplu de demnitate și de păstrarea unui suflet curat și a unei demnități.
persecuția politică, dar și evenimentele faste din existența sa au contribuit la formarea lui Vasile Anghelache și ca om și ca artist. Prietenia cu confrații sau cu alți oameni de cultură, schimbul de idei, susținerea în momente grele, cu toate au lăsat urme în arta lui Vasile Anghelache. Dacă graficienul și profesorul Ion Atanasiu de la Mare îl compara pe artist cu un fel de Don Quixote contemporan, actorul și poetul Adrian Pintea îi dedica un frumos poem în noiembrie 1985, intitulat Visul lui Don Quixote, cu deosebit respect pentru lucrarea mâinilor sale. Desigur, nu întâmplător, fiindcă artistul a rămas credincios visului său de a se desăvârși prin suferință. Au fost artiști de seamă care, în momentele grele, i-au întins o prietenească mână de ajutor lui Vasile Anghelache. L-am cunoscut pe Mircea Dumitrescu, m-a dus Alexi la el după o experiență tristă. În 82, securitatea mi-a confiscat presa de gravură sub pretextul că e multiplicator de înscrisuri, că chipurile făceam manifeste. Am avut și niște gravuri cu subiect religios care mi-au fost confiscate și, nemai având unde să lucrez, Alexi m-a dus la Mircea, care mi s-a părut un om extraordinar. Din primul moment mi-a zis: bătrâne, uite cheia, trage oricând la atelier. Și lui datorez foarte mult faptul că m-a lăsat să lucrez în atelierul lui. Și țin minte că prima mea gravură care am făcut-o după ce mi-au confiscat presa securitatea se chema Iată așadar sub ce judecători suntem nevoiți să trăim, să murim și ceea ce este mai rău să tăcem. Era un fragment într-o scrisoare a lui Galilei către Castele, în perioada când a avut probleme cu Inchiziția. Ei, și pur m-a mai urmat încă o gravură, Cenzura cruță corbi și prigonește porumbei, un text de Juvenal, Dat veneam corvis, vexa cenzura columbas. Ei, și încă o serie de gravuri din astea, la care le dădeam titluri în latinește pentru că treceau mai ușor de cenzură. Unei frumoase prietenii de o viață îi se datorează și colaborarea lui Vasile Anghelache cu poetul obzecist Liviu Ioan Stoiciu la apariția unei cărți obiect de poeme purtând titlul Pam Param Pam al Judu Vechi. O carte cu adânci ecouri autobiografice ale poetului și ale graficianului născuți pe aceleași meleaguri și legați prin firele tainice ale unei fabuloase copilării. Am copilărit împreună la canton, culmea, unde nu erau decât două familii. Cantonul era o zonă marginită, mare, cu clădiri superbe de piatră, monumentală. Astăzi nu mai există piatră pe piatră, s-a furat tot. A dispărut din peisaj. Acolo, în jurul cantonului, toți cei de la țară aveau bucățile, așa se numeau, terenuri agricole, grădini, vii, pepenării. Și acolo venea și el la bucată. Eu locuiam la canton. Și așa am copilărit împreună. Dar am copilărit, mintea ni s-a șters și a trebuit să treacă habar n-am câți ani. Ne-am reîntâlnit foarte mulți la maturitatea maximă, când am venit eu în București, după Revoluție. El a lucrat pe memoria poemelor din La Fanion și pe memoria lui din copilărie. Se vede de pe copertă. Ceea ce vedeți, un elefant, este circul care pe noi ne fascina în mod extraordinar, cinematografia care era la început și care era pe zidul școlii și ne bunea motorul cu motorină, care ne grea până când se termina filmul, nu știu dacă ați apucat, n-ați apucat. Da, dar nouă ne-au rămas ca lucruri magice. Îmi place să cred că sunt ucenic tot timpul. Mă gândeam, Goya, la 82 de ani, când era exilat la Bordeaux, veneau prieteni și arătau ultimul tablou și zice: ce crezi, am mai progresat? Vă dați seama, la 82 de ani. Poate că prima lecție pe care a învățat-o Vasile Anghelache în formarea sa ca artist a fost cea a îndoielii de sine. Dintre multele limbaje artistice contemporane, el s-a apropiat de gravură, un meșteșug și o artă dintre cele mai laborioase.
a muncit mult ca să se familiarizeze cu tainele ei și a construit un univers propriu, inconfundabil. În mod evident, el se ancorează în generația sa ca viziune, dar se și detașează printr-o sensibilitate acută și o sinceritate dezarmantă. Lucrările sale sunt populate cu multe personaje reale sau imaginare, cu toate relaționând într-un univers fabulos, într-o lume desrobită de apăsarea materiei, o lume foarte asemănătoare în libertatea ei cu cea a visului sau a reveriei. Vasile Anghelache fantazează făcând posibile asocieri de neconceput în lumea reală și creând personaje simbol, purtătoare de idei și de principii. El fiind un autodidact, întotdeauna el a dobândit prin voința lui, prin capacitatea lui de absorpție. El a învățat foarte multe, dar universul lui a rămas intact. Zona suprarealistă chiar îi stă așa, mănușă, chiar îl reprezintă. Ai senzația că păstrează din tradiția picturii un fel clasic de a vedea lumea. Dar de fapt, cred că el nu e impresionist, nu e nici expresionist. Culmea e că ține la mituri, la simboluri. Dacă vreți, pictura lui sau desenul lui preia din marea pictură a lumii personaje, le aduce în contemporaneitate, mai scrie undeva niște versuri din de astăzi și iese o lucrare de sinteză. Mă gândeam la un lucru care este extraordinar. Grafician, grafe, gravură vine din grecească. Grafe care înseamnă a inciza, a tăia, a scrie. Și am evoluat, pot să spun, nu numai profesional, ci și spiritual, de la cel care desenează, de la grafician, de la gravor, la zografos, cel care desenează viața. După 1990, viața artistică a lui Vasile Anghelache a cunoscut o nouă dimensiune. Din 1994 a devenit pictor de biserici. Până în prezent a realizat fresca a 10 lăcașe de cult ortodox din mai multe zone ale țării. O altă provocare, un alt prilej de a înmulți talentul primit. Pentru că nimic nu e întâmplător, artistul a ales să-și continue drumul pe calea crucii altfel decât înainte de anul eliberării de sub dictatură. În anii întunecați îl mărturisea pe Dumnezeu indirect, opunându-se terorii. În democrație face același lucru, dar altfel, în mod direct, în plină lumină. La biserică se produce o transformare, este altceva. Când te trezești în fața peretelui alb, care este pur, este frumos, e ceva extraordinar și de fiecare dată stau câteodată zile întregi privind albul ăla, care mi se pare că e infinit, și mă gândesc ca nu cumva să-l maculez cu ceea ce pun eu pe el. Din 1999, tot fiindcă nimic nu e întâmplător, Vasile Anghelache a început să picteze Catedrala Eroilor Revoluției din București. Munca lui a durat 4 ani. A lucrat singur și s-a mulțumit cu o modestă remunerație pentru acest travaliu îndelungat. Aceasta a fost jertfa lui și semnul de recunoștință față de sacrificiul depus în numele libertății de peste 1000 de martiri anticomuniști. Fiindcă a dăruit, a și primit, așa cum se întâmplă întotdeauna. Mărturia sa ca zugrav de biserici merită întipărită în memoria oricărui artist contemporan chinuit de obsesia propriei valori. De momentul când intru în biserică și fac cruce în fața iconostasului și până urc pe schelă, este un drum de inițiere fără sfârșit. Și încerc să pășesc pe calea asta de săvârșire atât cât mi-e îngăduit de Dumnezeu. Pentru mine este esențial pregătirea spirituală, însă asta nu e de ajuns dacă nu știi meserie. Că sunt unii, că țin minte când am dat examen de autorizație, știu o grămadă de rugăciuni. La examen spunea rugăciuni, dar bar n-aveau să deseneze. Și asta nu se poate. Că una, că îți bagi joc de
de Dumnezeu, că e lăcașul lui Dumnezeu și nu poți să faci decât un lucru care e de calitate și să-l faci cu tot sufletul. Și e un studiu permanent, e o ucenicie continuă treaba asta. Și are momentul când lucrez, și de obicei lucrez singur, rostesc rugăciunea inimii. Și în momentele acelea mă detașez de absolut tot, să creez un fel de anvelop în jurul meu, unde sunt numai eu, Dumnezeu și peretele gol. Mi-am adus aminte de Hangu. Am fost cu părintele la o biserică unde se făceau și slujbe noaptea, mezonoptica, cum se cheamă. Era biserica să picta. Și mă uitam la pictură. Era în postul Paștelui și a venit un călugăr și a văzut că mă uit mai atent, așa, zice: vă place pictura noastră? Și am zis: părinte, să-i spui mai tare la pictorul care lucrează aici că asta se face cu post și rugăciune. Numai alături de Dumnezeu și cu ajutorul Lui am putut să depășesc niște perioade din viața mea care au fost destul de... Acum le privesc cu detașare, cu numai... Probabil că nu mai interesează prea multă lume. Însă faptul de a rămâne vertical, de a rămâne în comuniune permanent cu Dumnezeu, este esențial. De multe ori când cobor de pe schelă și mă gândesc că eu am putut să fac asta, este ca o minune, la fel cum spune și psalmistul David: te laud, Doamne, că m-ai făcut o făptură atât de minunată. Când sunt în fața lui Dumnezeu și de multe ori mă gândesc cum o să stau la judecată, dacă o să pot să stau drept, cum îmi spunea profesorul meu, sau... Avem, toți avem păcate, avem... De ce m-a ferit Dumnezeu de invidie, de orgolii prostești, astea. Dar în rest, fiecare avem. Și în fiecare zi te lovești. Mergând pe stradă, nu-ți place unul că te-a lovit cu cotul, de întâmplare. Și încerc să mă detașez de lumea asta. Și acum am câțiva ani, odată cu vârsta, că intervine un fel de experiență, sunt niște acumulări, când devii mai înțelept, încep să devii și mai răbdător și cu tine și cu ceilalți. Și asta este esențial pentru devenirea ca om în primul rând și apoi ca artist. În lumea contemporană, vocile artiștilor mărturisitori sunt puține, dar cu atât mai prețioase. Tot ceea ce creează omul se distruge la un moment dat, mai devreme sau mai târziu. Rodul credinței este însă nemuritor, ca și sufletul celui care, urmând drumul crucii, își rostește răspicat mărturisirea de credință. Trăiesc ca un om al cetății. Nu poți să faci abstracție de ce este în jurul tău. Când eram tânăr, eram rebel, eram revoltat. Țin minte, prin anii 80 fugea lumea de mine până în autobuz, că vorbeam împotriva comunismului. Odată un bătrân chiar aici la conservator s-a dat jos cu mine și mi-a zis: domnule, te felicit că ai curajul ăsta să le spui așa. Aia că era și un fel de o doză de teribilism tineresc. Însă acum privesc cu oarecare îngăduință, că știu că nu lumea asta e importantă, este cealaltă.